Emi, prietene, acum vreau să spun ceva. Bine, o să vorbesc tot despre subiectul ăsta, dar în sfârșit acum știu. Deci, cum am plecat eu din Cluj? Voiam să plec. Părinții nu mă prea voiau să mă lasă să plec. Începusem tratament și nu mai puteam să ajung la școală la timp. Dormeam foarte mult, sau dormeam până târziu. Și altceva ce vreau să spun, Radu Vancea mă tot bătea la cap că teatru e artă moartă, că nu-i bun de nimic. Și alții prieteni. Și apoi a venit Truică și a povestit, am pus și în scrisul. Ăla efectiv s-a întâlnit cu actorii mei care trebuia să facă la mine și a început să le poruncească, o cumpărat o pizza și mânca numai cu el din ea și ea stătea la masă și el îi punea la zid, în musical, știi? Atunci mie mi-a făcut mare rușine chestia asta și am avut atitudinea pe care a avut-o Ana când a plecat în Livadia. Băi, eu cu ăștia, eu la facultate nu mai pot să mă duc, că mi-au făcut meciul, știi? Bun. De tot vreau să zic. Că el că știe, că nu știu ce, că nu știu cum. Început să le zică, că faceți examenul ăsta, că nu știu ce. Bun. După aia, am mers pe stradă, strada aia care duce de la universitate la casa studenților, pe partea stângă a drumului, mergeam spre casa studenților cu Vlad, un băiat din Maramureș și muzician și mai mare și scriitor și a făcut filologie. Un bărbos și el a început să cânte Hit the Road Jack. Asta a fost, cred că după treaba cu studenții, chiar mai multe, a fost după tratament, după nu știu ce, după grad de lucruri. Și el începe și în birturi și trebuie, știi? Mai multe, în fine, mă vede ei, știi? De mă întâlneam cu ei. Au un bit care merge spre cum mergi de la librăria universității pe stânga spre universitate și după aceea cimitir. Și ce zic? Asta cântă. Hit the road, Jack. Don't you come back. Mono, 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 mono. Hit the road, Jack. Don't you come back. Înțelegi? Și vreau să mai spun ceva. Eu aveam niște discuri pe care le ascultam la tata și le-am lăsat acolo la Cluj. Că vă las în durerea voastră și am plecat. Am rupt Clujul ca o adicție. Și era acolo Bach, era Sergio Mendez, trebuie, fain, știi? Și am cântat lui Vlad odată în Matei, acolo la piața așa, și am zis, bă, ce ești când cânt eu așa? Așa fac eu când mă fut, zice. Mișcările de... Bun. Și zice, hit the road, Jack. Asta a fost odată și am hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more. Bă, și am ce zice ăsta, mă? Ce zice omul ăsta? Ce zice? El, de fapt, mergea pe drum. Și îmi zicea acum și mie să merg cu el pe drum. Eu am luat-o de la Jack Kerouac, la Jack London, după aia la cei trei mușchetari, după aia la Francis Bacon și la Thomas Morus, Shakespeare, Marlowe, Chaucer, Homer, Herodot, istorii, Strabon, Biblia, Sfânta Scriptură, Matei Corvin, Matia și Apostolul Matei, Evanghelistul Matei, Matei Caragiale, Tei din